Lucrările de reabilitare și modernizare a școlii generale numărul 5, care aparține de Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva, avansează. Au fost finalizate lucrările de creștere a eficienței energetice a clădirilor în care funcționează sălile de clasă în toate cele trei corpuri. La acoperiș a fost montată izolația pe toate clădirile și urmează montajul tablei pe aticuri. Constructorul a finalizat instalația de hidranți exterioare, iar la interior au fost montați hidranții în clădirile școlii. Au fost efectuate compartimentările interioare de la grupurile sanitare pe toate etajele. De asemenea, a fost finalizată instalația electrică pe etajele 1 și 2 în toate corpurile de clădire. A fost finalizată și instalația pentru curent slabi la toată clădirea. La interior au fost turnate și șapele autonivelante la etajele 1 și 2. Pe holuri și în sălile de clasă a fost montată structura metalică și plăcile de regips la etajul 1 și 2 și parțial pe parter. Clădirea în care au funcționat atelierile va avea destinația de cantină. Acolo s-a turnat deja șapa pentru acoperi și a fost realizată izolația. Instalația electrică a fost de asemenea finalizată finalizată la clădirea în care va funcționa sala de sport, a fost finalizată turnarea șapei și executarea izolației. La interior s-a aplicat gletul pe pereți și tavan.